predică la Duminica Slăbănogului, a Sfântului Macarie al Patmosului. Iisus, văzându-l pe acesta, zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis, Voiești să te faci sănătos? Omul înclină din fire să se întristeze, și să se îndurereze la suferințele și strâmtorările altora. Poate pentru că sunt comune, sau poate pentru că toți suntem din același aluat, sau pentru că omul nu știe ce va naște ziua de mâine. Nu este sigur că mai târziu nu vor răsări și în el buruienile suferințelor pe care le vede la alții. Pentru aceste pricini, cu dreptate, omul are dispoziția să compătimească atunci când vede neputințele și durerile semenilor săi. Deci, cine ar fi atât de învârtoșat la inimă, atât de sălbăticit în purtare, încât să nu simtă compătimire și să nu simtă durere astăzi, auzind din Sfânta Evanghelie despre cei mulți ani pe care i-a petrecut, Paraliticul de astăzi, la pământ. Ca o piatră lipsită de simțire, așezat pe un pat. Care suflet n-ar simți durerea? Auzind că acest paralitic nu era numai neputincios, dar se găsea și în sărăcia cea mai cumplită, și de aceea era părăsit de prieteni, lipsit de rude. Cine n-ar simți compătimire? când s-ar gândi nu doar la suferințele pe care îi le provoca neputința cea grea a paraliziei, ci încă și la tristețea și mâhnirea pe care le simțea când îl vedea pe înger turburând apa scăldătorii, vindecându-se altul și plecând, iar el însuși șezând întotdeauna acolo. Așadar, mi se pare că, cu cât treceau ani și mai mulți bolnavi se vindecau cu atât mai multe răni primea acest paralitic bolnav, gândindu-se că toți ceilalți aveau rude și prieteni care ajutau să se fac în timp, să se vindece în timp, ce pentru el niciodată timp de atâția ani nu s-a găsit niciun prieten, nici rudenie să-l ajute ca să se vindece. Deci, cine este cel ce va, care va cugeta la această sărăcie extremă a paraliticului și nu se va îndurera împreună cu el? Și așa cum nu există nimeni care să nu fie mișcat de compătimire pentru această nefericire extremă a paraliticului, la fel nu se găsește nimeni care să nu se indigneze și să nu simtă mânie și furie, când vede că un alt paralitic asemenea aceluia, având omul care stă întotdeauna pregătit, gata să-l ajute să se vindece, el, stăpânit de revoința cerea și de ignoranță, amână timpul vindecării lui, poate nici nu vrea să se ridice din mormântul acela al neputinței pe un asemenea paralitic, pe un asemenea bolnav, cine îl va asculta și nu se va indigna? Cine îl va vedea și nu se va mânia împotriva lui? Dar este cu putință să existe, îmi va spune cineva, un asemenea bolnav, un asemenea paralitic nesimțitor, care să-și întoarcă în fața de la vindecătorul lui, să nu-și dorească sănătatea și să prefere să fie mai degrabă lepros decât curat, să fie de viu îngropat în durere, în putoarea neputinței? Da, sunt mulți cei care se arată păcătoși nepocăiți, oameni care rămân paralizați, ținuți la pat, lipsiți de râvnă în ținerea poruncilor lui Dumnezeu. Pe toți aceștia îi preînchipuie paraliticul acela, care își întoarce fața de la vindecătorul lui, cel care îl are om pe Fiul lui Dumnezeu, care poate să-l vindece într-o clipă, fără să fie nevoie de un înger care să turbure apa dată pe an, pentru că acesta este însuși înger de mare sfat și a înălțat de multe ori scăldători în fața ochilor păcătosului. Câte taine, câte șuvoaie de lacrime ale pocăinței, atâtea vindecări tulburătoare. Câte clipe are ceasul, de atâtea ori și îngerul sfatului celui mare este pregătit să drăiască iertarea, să vinde celebra păcatului, dar păcătosul, paraliticul din punct de vedere duhovnicesc, își ține ochii ca să nu-l vadă pe vindecător, preferă să fie mort, căzut la pământ, decât viu în virtute. De unde vine acea de urmă stare de nesimțire? De unde această osândire vrednică de plâns a păcătosului? De unde această obișnuință vicleană a păcatului? Aceasta este cea care l-a legat pe păcătos de patul nesimțirii, cea care îl îndeamnă să prefere moartea vieții și pentru ca să te convingi că această obișnuință este atât de puternică, Ia seama că cel care are urechile deschise la predica Evangheliei și primește cu atâta râvnă cele propovăduite, ca epistole pe care le trimite părintele său, ceresc, cu ușurință se sezează că paraliticul de astăzi reprezintă icoana celui care este legat de obișnuința păcatului. Pentru că așa cum paraliticul, deoarece are slăbiți nervii trupului, îl arată pe acesta mort și nemișcat. În același mod și obișnuința păcatului pierde nervii sufletului și de aceea îl face pe acesta de neurnit față de orice lucrare a virtuții, la care sufletul nu are putere să urce, deoarece întotdeauna este tras în jos de greutatea păcatelor. Căci și Sfântul Vasile cel Mare scrie, Obișnuința care s-a îngroșat odată cu îndelunga trecerea timpului primește puterea firii. De aceea nu este mic războiul să biruiască cineva obișnuința. Să se străduiască cât vrea. Să se trudească cel care dorește în orice chip să rupă un sușire firească a trupului omenesc. Să spunem râsul sau pofta. Zadarnic se ostenește. În același fel și obișnuința păcatului. Când îmbătrânește, se preschimbă în fire și dobândește însușirile puterii firii. Și, desigur, marele părinte pe care l-am amintit, cu dreptate zice că nu este război mic să biruiască cineva de prinderea acea veche. Așadar, de trei ori fericit și vrednic de multe laude este cel care, înainte să îmbătrânească păcatul, îi taie nervurile și înainte să-l omoare acesta pe el, îl ucide. Așa cum, într-un vas nou, când ceea ce pui la început și lași pentru mult timp primește mirosul aceluia, fie bun, fie rău, și după aceea, oricât l-ai spăla, nu poți cu nimic să scoți acel miros frumos sau putoare, în același fel și păcatul. Când durează în inimă, când devine obișnuință, cu greu sau deloc nu se desparte de om, ci cu cât durează mai mult, cu atât obișnuința răului și a păcatului prinde rădăcină. Deci, îl laud pe acel înțelept, oricine ar fi el, care voin să vădească lărgimea și adâncimea obișnuinței viclene, i-a dat o asemenea reprezentare a pictat în chip hieroglific o peșteră subterană cu inscripția atât e de largă și atât e de adâncă. Voința arate prin aceasta că obiceiul viclean, crescând în fiecare zi cu laptele răutății și al vicleșugului, cu cât patima este mai îndelungată, cu atât este și mai rea. Pentru că, așa cum și celelalte lucruri încep de mici, și cresc odată cu trecerea timpului, în același fel și obișnuința păcatului, ajunge prin creșterea ei în timp să devină de neurnit. Marele Augustin scrie cu multă zdrobire de inimă în cartea de aur confesiunilor sale: Strâns, legat, am suspinat în obezi. Legat de către cine? Omul lui Dumnezeu. Nu de altcineva zice. Nu de străini, ci de obișnuința mea de fier. Voința mea era tiranul. Lanțul cel nedezlegat era obișnuința care atât m-a ținut strâns legat, care m-a dus la desfrâu, lucru de care, neputând să mă rup, aceasta a devenit necesitate și necesitatea s-a făcut fire. Căci după... Aceasta strigă, nimeni nu poate să înțeleagă câtă greutate poartă, câtă durere, cât război duce omul ca să taie de prinderea cea veche, în afară de cel care s-a luptat cu ea. Din ce pricină însă? Explică-ne mai clar dascălea lumii. Pentru că, zice el, cugetul cel viclean naște plăcerea, din care se naște încuvințarea, și din aceasta fapta, și din faptă obișnuință, și din obișnuință se naște nevoia, și după aceasta urmează moartea. Căci nu greșești dacă la asemenea pe păcătosul acela care a lăsat păcatul să devină în sufletul lui obișnuință, nu greșești, zic, dacă la semuiești cu cel care a căzut în mâinile unui tiran nemilostiv și lipsit de sentimente care, voință lor mare, l-a închis într-o temniță întunecoasă, fără să-l încuie. Omul, acolo înăuntru, omul a uitat însă ușa și nu găsește de unde să ia, pe unde să iasă și, deci, învârtindu-se, mare acolo înăuntru. La fel se întâmplă și cu cel pentru care păcatul a devenit obișnuință. El se află ca într-o temniță și se învârtește să găsească poarta care este însă tăinuită de deprinderea viclean. De aceea, de, a vre de vreme ce amână continuu să găsească poarta libertății, află moartea pierzării totale, căci este scris: Păcatul, devenind obișnuință, trage spre toată pierzarea. Regele Saul s-a găsit în mare nevoie în războiul acela în care l-a provocat prea mândrul Goliat. De aceea a fost silit să l îmbrace cu veșmintele sale împărătești pe David. Acela le-a purtat cu multă bucurie, însă când l-au făcut să se clatine, când a dat să meargă împotriva lui Goliat, a văzut că acele armuri mai mult îl împiedică decât îl ajută. Deci David amintindu-și că n-a obișnuit niciodată să-i biruiască pe vrăjmași cu asemenea arme, ci cu ajutorul lui Dumnezeu și cu praștia sa de păstor, i-a zis împăratului, O prea înălțate rege, îți mulțumesc pentru cinstea pe care mi-ai făcut-o, armurile tale sunt strălucitoare și prețioase, dar nu sunt pentru mine, pentru că eu nu sunt obișnuit să biruiesc vrăjmașii cu asemenea arme. Nu pot să umblu cu acestea pentru că nu sunt deprins. Ține armurile tale, să-i biruiești cu acestea pe vrăjmașii tăi. Mie îmi este de ajuns praștea de păstor, pentru că m-am obișnuit cu aceasta să omor și lei. Cu aceste armuri nu sunt deprins. Vezi câtă putere are obișnuința încât să întreacă și puterea armelor împărătești? câți nobili, câți împărați prin sânge, câte minți împărătești, câte, câte cugete înțelepte au fost, dar n-au putut să biruiască un goliat, o patimă, o poftă, o beție, o țiitoare, o iubire de arginți, o slavă de șartă, și înarmați cu arme împărătești și strălucitoare, sunt tratași în cu păcatului de obișnuința ce a acelor patim disprețuitoare, despre care și aceștia înșiși mărturisesc că sunt rușinoase, dătătoare de moarte. Acești bărbați împărătești suspină, și îmbrăcați în haine în stălucitoare, se află la picioarele unui goliat, bat jocoritor și blasfemiator. Suspină sub tirania hidrei cu multe capete pe care tânărul Heracle, adică David, o ucide cu ușurință, cu o praștie, cu o fugă, cu o rupere grabnică de păcat. O obișnuință blestemată a păcatului, cine se va gândi la puterea pe care o ai și nu va suspina? Cine se va gândi la disprețul și rușinea pe care le provoci bărbaților nobili și împărătești, și nu va spune cu glas înalt ca Isaia, Vai de cei ce își atrag pedeapsa, ca și cu niște frânghii și plată păcatului ca și cu niște ștreanguri. Să vă enumăr însă pe scurt celelalte pe care le provoacă în suflet această obișnuință vicleană. Mai întâi face păcatele mai grele, deoarece rădăcinile lor, patimile, înaintează tot mai adânc. Este evident pentru orice om cugetător ceea ce spun, fiindcă faptul că orice păcat, cu cât întârzie în om, cu atât devine mai greu, cu atât își mărește răutate. În al doilea rând, deprinderea cea vicleană mișorează bunurile sădite și această pagubă nu are nevoie de mărturie pentru cel care nu trește evlavia, iubirea, pentru cel care avea sufletul îndreptat către Dumnezeu, înclinația să miluiască și să milostivească de alții, înainte să fie stăpânit de vreo patimă de moarte, înainte să fie stăpânit de iubirea de arginți. Pe aceste virtuți pe care le are omul înainte să cadă în păcate potrivnice acestora, dacă le măsori după aceea, afli că au decăzut mult de la prima lor treaptă. În al treilea rând, obișnuința face pe om victimă ușor de cucerit în privința celorlalte păcate, deoarece deschide calea spre un păcat sau altul. În al patrulea rând, prin greutatea pe care o așează asupra sufletului, obișnuința aceasta nu se mai poartă ca la început, ci îl silește, îl forțează, îl înfricoșează pe om, de multe ori și fără să vrea ca să păcătuiască. În al cincilea rând, urmarea obișnuinței este deznădejdea și în cele din urmă chinul veșnic. Astfel, Sfântul Augustin aseamănă obiceiul rău al păcatului cu un somn adânc, din care omul, când se trezește, vrea să meargă, dar nu poate, pentru că este împiedicat de greutatea somnului. Dar și acesta care este stăpânit de obișnuința îndelungată a păcatului, aude cuvântul lui Dumnezeu care spune Cel rău să rase calea lui și omul cel nelegiuit viclăniile lui și să se întoarcă spre Domnul, că cel se va milostivi de dânsul și către Dumnezeul nostru cel mult iertător. Omul vrea să se întoarcă la Dumnezeu, vrea să lase păcatele, Însă nu poate, împiedica de obișnuință. Și dacă uneori pare că se întoarce către Dumnezeu, întoarcerea lui nu este adevărat, ci prefăcută. Și așa cum atunci când ploaia cade pe pământ, pare că înneacă și pietrele, dar pe din afară, și dacă le vezi în interior, sunt uscate și lipsite de apa ploii. La fel se întâmplă și cu cei care au inima învârtoșată de deprinderea rea. Pe din afară, parcă au primit umezeala dumnezeiască a pocăinței, căci de multe ori și oftează și plâng. Însă pe dinăuntru, inima lor este uscată și lipsită de rău a pocăinței dumnezeiești, deoarece deprinderea cea vicleană nu îi îngăduie acestea așa să ajungă până în părțile ce din lăuntru ale sufletului. Acestea sunt gândurile lor, dar ei se amăgesc, viclănia lor i-a orbit. Un învățător aseamănă starea celor care sunt stăpâniți de obiceiul păcatului cu joaca pe care o preferă unii copii. De multe ori prin câte un pui sălbatic și leagă de picior cu ață. Îl lasă să zboare și acesta se ridică spre înălțimi ca să fugă, dar aceia îl trag în jos. Același joc se întâmplă și îl face și diavolul cu cei pe care i-are legați cu sfara obișnuinței. De multe ori îi lasă să zboare spre culmile virtuții și te uiți că, în timp ce se găsesc chiar în mijlocul patimilor, în legătura păcatelor de dinainte, încep să se înfrâneze, să postească, să o sândească viața pe care au adus-o, să condamne răbia păcatului, să laude libertatea virtuții. Însă, în timp ce pun acest început bun al virtuții, îi vies pierzându-se din nou în vorbura răutății, deoarece diavolul i-are legați cu frânghia obișnuinței, de aceea îi lasă să zboare puțin spre înălțimea virtuții, spre rușinea și spre îndurerarea lor și spre plăcerea și bucuria lui, pentru că niciodată nu a cunoscut o altă despătare, o altă plăcere, decât atunci când a exilat din frumusețile cerului, decât atunci când și-a bătut joc de nefericitul om prins de obișnuința păcatului. Istoricii scriu despre Mitriade, acel tiran cu faimă, că folosind deseori drept de mâncare o travă care se numește conion, a ajuns la un asemenea moment încât, silit cândva să se țin ucidă din marea sa fericire, a cerut această mâncare și a mâncat mult. Însă aceasta n-a lucrat. Nu i-a adus ceea ce dorea, adică moartea pe care o socotea mai de preferat decât să cadă în mâinile vrășmașilor săi și să devină bătaia lor de joc. La fel se întâmplă și cu păcătosul nefericit. Deoarece în fiecare zi lucrează păcatul, acesta devine pentru el a doua fire și el participă fără tragere de inimă și dorință la Sfintele Taine. Însă prindea sa disprețuire pe care o arată față de acestea, mișcat de obișnuință, în cele din urmă le află nelucrătoare și se întâmplă ceva asemănător Trecătorului care, venind să treacă un râu, găsește la început un pod mic de lemn, dar îl disprețuiește și merge mai departe, crezând că va afla un alt pod mai mare de piatră. Se trudește mult, dar nu îl găsește. De aceea este silit să se întoarcă și să treacă pe podul de lemn. Până să vină, însă, râul se umflă de la ploaie, se învolburează, acoperă podul de lemn, încât călătorul rămâne în pustiu și, prin urmare, este sortit pieirii. La fel se întâmplă și cu păcătosul nefericit, care, legat cu obișnuința păcatului, găsește la început ușor calea să dezlege problema prin puten, puntea cerească a pocăinței. Deoarece însă la început o disprețuiește și trece mai departe, se chinuie după aceea să o găsească, dar nu o află, pentru că obișnuința a dat drumul multor ape ale patimilor și păcatelor și acoperă zdrobirea inimii, îngroșează mintea, răcește iubirea dumnezeiască, încât nefericitului păcătos nu-i rămâne nimic altceva să facă decât să treacă de la o volbură mai mică a păcatului într-una mai mare și în cele din urmă în tartarul iadului pentru ca să te încredințezi de acestea pe care ți le spun, întoarceți odată privirea spre curtea lui Caiafă și îl vei vedea acolo pe Petru care, când a fost întrebat la început dacă este și el ucenic al lui Hristos, a zis, nu știu pe omul acesta. Și din nou, când după puțin tip a fost întrebat pentru a doua oară, a jurat că nu-l cunoaște. Când a fost întrebat și a treia oară, s-a și blestemat. Atunci, la început, a se blestema și a se jura, nu cunosc pe omul acesta. Oh, obișnuință blestemată! Ce nu poți să faci, pe cine nu poți să pierzi? Iubiții mei, să fugim de obișnuința păcatului, să nu disprețuim deprinderea cea mică, pentru ca să nu fim stăpâniți de o alta mai mare. Petru, dacă n-ar fi lăsat să intre în sufletul lui aceste cuvinte mai puțin grele, nu știu pe omul acesta, n-ar fi ajuns de nevoie să adauge blestemul și jurământul. Este vrednică de laudă, chiar dacă pare vrednică de blestem, lucrarea pe care a făcut-o acel tânăr, pe care călăi, luându-l să-l spânzure, pentru că era tânhar, iar a rugat pe călăi să o lase să-l lase să se apropie, să o să se apropie pe mama sa, care era acolo lângă el și plângea. Aceia, chiar dacă erau lipsiți de milă la vederea suferințelor altora, atunci, nu știu cum s-a întâmplat, că s-au arătat îngăduitor și au dat voie acelui condamnat tânăr să vină lângă mama sa, crezând că vrea poate să o sărute și să-și a rămas bun de vreme ce în acel ceas urmau să se despartă. Deci călăii l-au lăsat pe tânăr, care era legat, și el s-a apropiat de mama sa. Și când s-a făcut că vrea să-i spună un cuvânt ascuns, el i-a smuls cu dinții urechea mamei și a rupt-o. Această faptă lipsită de cuvință i-a tulburat foarte mult pe cei care se găseau acolo, care ziceau că acest tânăr a fost nedrept nu doar cu alții, ci cu însăși mama sa. Acela însă a răspuns, Aceasta este cauza morții mele și a întregii mele răutăți. Pentru că dacă mi-ar fi tăiat obiceiul pe care l-am avut în tinerețe, să fur tăblițele descris ale colegilor mei, n-aș fi îndrăznit să fur și acel octoih și să urmeze altele mai mari și astfel să vin la această pătimire. Platon, văzându-l pe un prieten de-al său jucând zaruri, a început îndată să-l judece sever și să-l înjure fără milă, iar acela, prietenul lui Platon, mirându-se de reacția lui exagerată, i-a spus doar atât, doar pentru acestea mici, ca și cum i-ar fi zis, o, înțeleptule Platon, pentru un păcat atât de mic mi aduci atâtea înjuri, pentru o relaxare, îmi aduci atâta rușine, atâtea ponegriri, atât de multă osindire și mai ales în fața multor oameni. O pornire atât de mare pentru lucruri atât de mici, să ponegrești pentru lucruri atât de mici și acela e răspuns. Dar când devine obicei, lucru nu mai este mic. Auzi cuvânt din gura unui grec, asculți învățătura de a Evangheliei, Prietene, păcatul pe care îl faci este mic, însă obișnuința păcatului nu este la fel de mică, ci dătătoare de moarte, căci îi face pe mulți să închidă ochii ca să nu vadă medicamentul dătător de bine al sufletului lor. Acesta e ucis și ucide în fiecare zi și mai ales pe cei uriași. Într-adevăr, păcatul, când devine obișnuință, nu este lucru mic pentru că aceasta este paralizia sufletului. Este lanțul cu care diavolul îl leagă pe om în patul nesimțirii. Obișnuința nu este lucru mic, ci mare și înfricoșător, deoarece provoacă omului acel chin înfricoșător și nemângâiat. Nu este ceva mic, pentru că este de netrecut pentru cei care nu cunosc mijloacele cele vindecătoare, despre care urmează să vă spun în continuare. Primul lucru de care avem nevoie ca să tăiem rădăcinile și nervurile și obișnuinței viclene nu este altul decât a tot puternicia lui Dumnezeu. Aceasta este cea care, fără vreme și fără o steneală, vindecă această patimă incurabilă pe care o propovăduiește paraliticul de astăzi cu patul pe umerii săi. Această atotputernicie însă nu lucrează de una singură, nu pentru că nu poate, nici pentru că nu vrea, ci ca să nu se despartă de acel lucru pe care Dumnezeu l-a dorit odată pentru totdeauna omului, voia liberă. Așadar, atotputernicia aceasta lui Dumnezeu are nevoie de multe ca să lucreze în noi. Înfrânarea de la rău ura față de păcat, zdrobirea inimii, mulțumirea, taina pocăinței și adevăratei mărturisiri și împreună cu toate acestea luarea minte și voința omului ca să-și plece grumajii și să ceară cu lacrimi fierbinți atoportenția lui Dumnezeu. Acestea pe care le spun se fac vădite la paraliticul de astăzi. Hristos Cunoscătorul inimilor noastre știa că de mulți ani avea boala care îl ținea la pat. De asemenea știa și durerile și suferința primită pe care o răpta, Nu-i era necunoscută nici dorința pe care o avea cel nefericit să se libereze de boală, nici lipsa nevoilor, nici lipsa prietenilor și rudenilor, însă cu toate acestea îl întreabă, vrei să te faci sănătos? ca să-i dea pretext să-l mărturisească pe Domnul puternicul și împreună cu mărturisirea să ceară și vindecarea lui. Dar, ca să-ți o dea ție, omule, trebuie să înțelegi câtă putere are obișnuința vicleană a păcatului, trebuie să pricepi că ai nevoie de tot puternicia lui Dumnezeu ca să o pierd. Al doilea mijloc vindecător este dorința și iubirea pentru cele care sunt potrivnice păcatului, lucru care aseamănă, se aseamănă cu definiția pe care o dau medicii acestor leacuri, medicamente homeopate. Așadar, vrei să tai obișnuința ce a și a multei mâncări? Pune ca iarbă vindecătoare deasupra patimii iubirea și dorința postirii. Te stăpânește patima trupească. Ești legat de patima dobidocească a desfrânării și a curviei. Iubește, cere să dobândești curățenia și feciuria îngelor și prin aceasta pofta sfântă, prin această poftă sfântă și vrednică de laudă, o vei ia pe cea dinainte, cea scârboasă și împuțită. Te stăpânește patima ținere de mintea a răului și a dușmăniei. Iubește lipsa ținerii de minte a răului de către Dumnezeu și iubirea vieții evanghelice și în felul acesta taie acea obișnuință. Te stăpânește patima iubirii de arginți și a nemilostivirii. Iubește plinirea evanghelică și milostivirile iubitoare de om ale părintului tău ceresc și în același timp rupe acea patima nesimțirii daicești. Te stăpânește invidia de avolească și mândria? Iubește smerenia stăpânului tău și în felul acesta te vei tămădui de învățămintele viclene ale lui Lucifer. Al treilea mijloc vindecător este de plina supunerea trupului, pe care nu vei putea să-l biruiești în altfel decât așa cum ți-a arătat Iisus cel răstignit pe Golgota, prin tot exemplu vieții sale prea curate. Deci, așa cum acela și-a dat prea curatul său trup amarelor și înfricoșătoarelor patimi, în același fel și tu să nu ai milă de trup ca să câștigi sufletul. Află că acest trup este rob și sufletul este stăpânul lui. de deci să nu ai milă de rob ca să nu flămânzească, să nu trudească, să nu asude și vei cinsti astfel pe Domnul tău. Să nu ai milă de rob de trupul tău dacă este desprețuit și golit vremelnic, pentru că astfel sufletul tău se va îmbrăca cu veșmântul nevinovăției și se va preamări veșnic. Acestea sunt mijloacele prin care cineva poate să taie nervurile oricărei obișnuințe viclene. Omule, gândește-te și la ușurința, dar și la cinstea și la slava pe care o au acestea. Deci, dacă le întorci fața, află că ești un paralit, care are și pe om să-l ajute să intre în apele scăldătorii și mijloacele vindecătoare ca să-l tămăduiască de acea patimă vrednică de plâns și prin voia ta refuzi. Tu ești cel care, cu mâna ta, semnezi testamentul Părintelui Ceresc ca să fii moștenitorul împărăției lui. Aristotel scrie în politicile lui că la știți era o lege care hotăra că la sărbători să nu aibă dreptul să folosească potirul cu care beau toți, acela care nu ucesese măcar un vrășmaș al cetății. Afla aceasta, omule, acest lucru care se va întâmpla și cu tine dacă nu ucizi, dacă nu tai obișnuința cea vicleană a păcatului, cu care ești legat de vrășmașul, de sfatul vrășmașului tău, diavolul. Nu te vei învrednici niciodată să bei acel potir al noului testament, potirul vieții cerești, moștenirea slavei cele de sus și poate să existe sau să se înțeleagă o altă nefericire, o altă suferință mai mare decât aceasta. Deci omul nefericit, suferi pentru obișnuințărea ca să pierzi împărăția cerească. Este aceasta lucrarea unui om suflet rațional? Să vândă pentru atât de puțin, pentru o plăcere trecătoare, slava, îndrăzneala, iubirea pentru dumnezeirea cea între postasuri? Mără este aceasta lucrarea bărbatului înțelept să lase tovărășia încelor, însoțirea apostolilor, bucuria profeților, corturile dreptilor pentru obișnuință rea și pervertită? Nu, vă rog! să nu se afle cineva între noi atât de nesăbuit, ci toți cu mijloacele vindecătoare pe care le-am spus, să tăiem orice obișnuință rea, ca să ne învrednicim de bunurile cele făgăduite cu harul și cu iubirea de oamenile Domnului nostru Isus Hristos, căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al Său Părinte și prea și bunul și de viață, făcătorul Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.